Reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății și doamna Liliana, nu Liliana, Iuliana, îmi cer scuze. Liliana, reprezentant al Statelor Unite de Dezvoltare și Internațională. De microfon. De microfon? Mulțumesc. Așa. Centrul de Sănătate deservește populația satului Trușeni și Dumbrava, în număr de 8500 populații, inclusiv 1983 de copii 0-18 ani. Centrul de Sănătate a fost fondat în 2003 ca instituție publică, amplasat în fosta clădire a Spitalului de Circumstiție Sătiesc, secția de terapie. Pe parcursul acestor ani a fost supus reparațiilor capitale susținute financiar de către Ministerul Sănătății, Compania de Asigurări Medicină, Consiliul Local Comunal Trușeni, o mare parte, și Institutul Mediului prin proiect de amenajare a teritoriului. Angajații Centrului de Sănătate sunt foarte bucuroși de sosirea dumneavoastră și de ajutorul pe care dumneavoastră pe parcursul anilor ne l-ați acordat în ameliorarea calității și îmbunătățirea serviciilor medicale. Centrul de Sănătate dispune de laborator clinico-biochimic, sală de triaj, sală de tratamente, birouri medicilor de familie, cabinet de fizioterapie, perinatologie și stomatologie. Pe parcursul anilor de pandemie, rata vaccinărilor pe parcursul acestor ani a scăzut, cum în toată Republica, așa și la noi. Pe parcursul ultimilor 7 luni, avem o rată scăzută a vaccinării copiilor conform programului de imunizări naționale. Însă, în ultimele 4 luni, cu aportul și implicarea fiecărui angajat a Centrului Sănătate și susținerea Ministerului Sănătății, a UNICEF-ului și Agenției Națională în Sănătate Publică, s-a atins o creștere semnificativă a ratei de vaccinare a copiilor conform Planului Național de Imunizare. Dacă la 7 luni rata vaccinării cu ROR1 era la 49%, acum ROR1 la copii am atins 93%. Iar la Penta 3, ROR 2, ROR 3, avem peste 95%. Mai slab suntem la vaccinarea copiilor, adică fetițelor, cu papilomavirusul uman. Pe parcursul anilor de pandemie, angajații Centrului de Sănătate au fost instruiți cu suportul Ministerului Sănătății, a OMS, Agenției Naționale de Sănătate Publică, în procesul de monitorizare, gestionare și a sistemului informațional RBC. Prin digitalizarea de colectarea datelor, vaccinării anti-COVID și antigripală. Sperăm că în viitor vor fi modificat acest sistem cu includerea tuturor tipurilor de vaccini care ne-au ușurat procesul de lucru. Vă mulțumim frumos din tot sufletul pentru aportul și sprijinul pe care dumneavoastră ni l-ați acordat pe perioada timpului îndelungat. Începând cu 2002 am simțit sprijinul dumneavoastră și sperăm pe viitor că va continua colaborarea între instituții pe teritoriul tuturor Moldovei și așteptăm digitalizarea sistemului medical și performarea sistemului asistență medicală primară. Suntem în așteptarea rețetei electronice
Și vă spunem încă o dată mulțumesc din tot, din partea tuturor colectivului. Vă prezint pe domnul Ion Prisecaru, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, și vă dăm cuvântul, da? Și mulțumesc, mulțumesc, doamnă director, doamnelor și domnilor. În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru prezența la acest eveniment, iar Centrul de Sănătate Trușeni, în special doamne director, pentru găzduirea acestui eveniment, care este dedicat unei donații, unui suport din partea partenerilor noștri externi, Organizația Mondială a Sănătății și USAID, care pe parcursul deja unei perioade destul de lungi, într-adevăr, cum spunea și doamna director, are un suport foarte mare în dezvoltarea sistemului medical din Moldova, iar când vorbim de calculatoare aceasta, de fapt, într-adevăr, sunt sigur că o să aprecieze foarte mult instituțiile medicale această donație, fiindcă este o categorie de cheltuieli destul de mari a instituțiilor medicale din țară și mai ales în contextul când este în plin proces digitalizarea și, automatizarea întregului proces ce ține de evidență, monitorizare, dar și raportare a serviciilor medicale. În primul rând, aici, desigur, că ne referim la vaccinare, care are un aspect foarte important aici. Este extrem de important să cunoaștem datele statistice, să monitorizăm dozele administrate, iar ceea ce ține de întregul proces de evidență a serviciilor medicale acordate populației, decât prin informatizarea sistemului, nu o să avem alte soluții mai bune pentru a avea niște date statistice corecte și de a putea lua anumite decizii, măsuri pentru a fi luate de către Ministerul Sănătății și alte autorități în domeniu pentru a asigura un acces echitabil la servicii medicale calitative din țară. O să le mulțumesc încă o dată partenerilor noștri externi și o să invit în continuare să-și expui gândurile și dumnealor aici la tribună. Succese tuturor acelor instituții care își planifică să dezvolte sistemul digital în concordanță cu politicile Ministerului Sănătății și sunt sigur că această tehnică va fi foarte utilă pe viitor în acest sens. Mulțumesc frumos! Bună ziua, and thank you, State Secretary. It's a great honor for me to be able to represent USAID Moldova here at the distribution of the laptops for vaccination registration. I know that most of us... I know that most of us are very glad to see the worst of the pandemic behind us, and we're encouraged by the progress mentioned today in vaccination and in immunization indicators. However, vaccination is still done in paper form in many localities across the country. Bună ziua și vă mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru cuvântul oferit. Este o onoare pentru mine să fiu prezentă la acest eveniment unde noi distribuim laptopurile care vor fi folosite pentru evidență în sistemul de vaccinare. Eu sunt sigură că majoritatea dintre noi suntem bucuroși că cea mai urâtă parte a pandemiei deja a rămas în trecut și noi cu toții trebuie să spunem că am reușit să asigurăm mai multe progrese în acest sens. Însă în domeniul vaccinării, unde la fel am înregistrat mai multe progrese, în evidența se ține totuși pe hârtie. Registering vaccinations in paper form requires a lot of extra work by healthcare workers and nurses. Înregistrarea informațiilor despre vaccinare pe hârtie presupune foarte multă muncă suplimentară pentru medici și asistenți medicali. Instead of taking time to write everything down, these computers will help our nurses and primary healthcare workers to save time and effort. În loc ca medicii și asistenții medicali să stea să scrie totul pe hârtie, cu ajutorul acestor computere vor reuși să economisească atât timp cât și efort. As I saw for myself at a visit in Balts last month, this only requires a few point and clicks for the nurses to register the vaccinations.
După cum am văzut și singur în timpul vizitei mele la Bălți luna trecută, înregistrarea informației necesită doar câteva clicuri cu mouse. I'm pleased that with the partnership of WHO and in partnership also with UNICEF, USAID has supported the distribution in total of 1612 computers. Și sunt bucuroasă să vă anunț că în parteneriat cu OMS și UNICEF, USAID a distribuit 1612 computere. These computers also come with the training and the vaccination app to use them effectively. Aceste computere vin și cu instruire privind folosirea aplicației despre vaccinare, astfel încât să fie folosite eficient. The flu and now COVID-19 appears to be with us for the foreseeable future. Atât gripa, cât și se pare și COVID-19 vor fi cu noi pe viitor, în viitor apropiat. As we saw, rates for both rise last month. Excuse me? We saw rates for both the flu and COVID rise last month. Și am văzut că numărul cazurilor atât de gripă cât și COVID-19 a crescut în lunile trecute. With these computers used across Moldova, this certainly helps improve the management of vaccination registration. Și datorită acestor computere în toată Moldova, noi cu siguranță vom reuși să îmbunătățim gestionarea înregistrării vaccinărilor. USAID's visit to Soroka last month, in April, and Baltz in last month, certainly convinced us that these computers, the training, and the vaccination registration app are having a big impact in this domain. Și vizitele pe care USAID a întreprins la Soroka luna trecută și în aprilie, la Bălți luna trecută, ne-au convins că aceste computere și aplicația chiar au un impact semnificativ. We look with anticipation for increased vaccinations this winter. Și așteptăm cu interes creșterea perspectivelor în contextul vaccinării. I would like to thank our partners, WHO and the Ministry of Health, for organizing the upgrade of this digital capacity, which means so much for the people of Moldova. Și aș dori să le mulțumesc partenerilor noștri, OMS-ului și Ministerului Sănătății, pentru faptul că au organizat această actualizare a capacităților digitale, ceea ce înseamnă foarte mult pentru locuitorii Republicii Moldova. Ultimately, digital capacity at the primary care level is the foundation for a nationwide e-health program that will advance the cause of the public's health in the next decade. Mulțumesc! Și digitalizarea la nivelul serviciilor medicale primare este totuși un element foarte important pentru întregul sistem e-sănătate, ceea ce ne va permite să avansăm cauza, inclusiv și a vaccinării în anii care vor urma. Vă mulțumesc! Domnul secretar de stat, doamnă director, doamnă Catrin, dragi colegi, bună ziua! It's a great pleasure to be in Trușeni and to see our dear colleagues, health workers joining us, which shows us that this is a real symbol of one joint commitment of this community to be advancing primary healthcare and immunization services in Trușeni. Trușeni, să vă alături de colegi din sistemul medical, este un eveniment simbolic care ne arată că noi ne unim eforturile în realizarea angajamentului nostru în domeniul sănătății. 400 of these laptops that you see, just a few of them, is another donation, generous donation of USAID, and this is for sure going to help health workers to gather data and to manage data better, but also it will help them to communicate. It will facilitate communication between health providers. Aceste 400 de laptopuri în fața dumneavoastră sunt doar câteva dintre ele, reprezintă o donație generoasă din partea USAID. Aceste laptopuri cu siguranță vor ajuta lucrătorii medicali atât să adune datele mai bine, cât și să le gestioneze mai bine și, în general, vor facilita comunicarea între lucrătorii medicali. And as Catherine has been saying, it's important to have these tools, to have these features, to utilize them as it will shorten time of not only access to vaccination records, but also issuing vaccination certificates, sending timely reminders for vaccination, and also managing data accurately and reporting.
Și după cum am spus și Catrin, este foarte important să avem la dispoziție aceste instrumente și să le folosim, pentru că astfel se va reduce timpul necesar pentru accesarea datelor privind vaccinarea realizată. Va fi mai rapidă eliberarea certificatelor de vaccinare, vor veni informațiile privind necesitatea de a efectua vaccinarea în timp util și, în general, datele vor fi gestionate mai bine. So all these functions will help our dear colleagues here to provide personalized care for each and every one member of their community. Toate aceste lucruri vor ajuta dragii noștri colegi de aici să facă îngrijirile mai personalizate. Pardon, să ajute comunitatea mai bine. And we've heard from director about the rates, vaccination rates, vaccination coverage in this community. And we've heard from Catherine that last month there was a rise in flu and COVID cases. So we need really to keep the pace. And as as today is the day, I've learned that today is the day for pregnant women and for children to be seen by medical professionals here for regular checkup. Noi am auzit de la doamna director despre ratele de vaccinare și despre acoperirea cu vaccinuri și de la Catherine am auzit informații privind faptul că în luna trecută s-a mărit numărul de cazuri de gripă și de COVID. Respectiv, noi trebuie să menținem pasul în activitățile noastre. Eu am aflat că astăzi este ziua în care vin la verificări gravidele și copiii. This is my call to the community to please use this opportunity of having this center here, of having committed medical professionals to get vaccinated, as this is the only way we can protect the future of our children. Și vreau să folosesc această oportunitate pentru a chema comunitatea. Folosiți-vă de existența acestui centru, de faptul că aveți aici profesioniști dedicați. Vaccinați-vă, pentru că este unica modalitate de a asigura un viitor sigur copiilor. I would like once again to thank Ministry of Health for all the support and collaboration, but also to our partner and donor USAID for their continued support and for the investment in health system in the Republic of Moldova. Și aș dori să le mulțumesc partenerilor Ministerului Sănătății pentru suportul și colaborarea lor continuă și USAID pentru suportul și investițiile în sistemul de sănătate din Republica Moldova. Mulțumesc. Să-ți prindete în centru.